super spectacol din nou în direct aici în sala Polivalentă din București, la ediția aniversară cu numărul 20, Dynamite Fighting Show, momentul adevărului 2. Din nou în fața unui super fight, de data aceasta de categorie semi-grea. Îl avem în colțul albastru pe Omer Piscin. Mergem mai departe și îl avem pe acest turc, Omer Piscin, va da piept cu Bogdan Stase. Suntem la categoria semi-grea în acest super fight cu un nou turc împotriva unui moldovean la Dynamite Fighting Show în București, la sala Polivalentă. Am văzut Andrei Leuștean cum l-a bombardat pe turcul Ben Lee. Acum este momentul să-l vedem pe Bogdan Stase împotriva lui Piscin. 28 de ani pentru turc, 9 meciuri, dintre care 6 câștigate, 3 prin knockout, 3 înfrângeri în cariera sa. For a clip, The Punisher. Să vedem. Dacă va reuși să-l pedepsească pe ciobănașul Năstase. Adversarul său sosește acum în colțul roșu, Bogdan Năstase! Pasionat de ciclism și de motociclism, turcul. Ca de obicei, ciobănașul Năstase face spectacol și la apariția în sală, în drumul spre ring. Fanii gustă momentele ocărite de ciobănașul Năstase. Un adevărat showman. Și Bogdan Năstase a luptat în prima gală Dynamite Fighting Show disputat aici în sala Polivalentă din București. Iată-l și la ediția 20, tot cu straiele de ciobănaș, tot cu tricolorul, și încearcă din nou să câștige o luptă și cu gheoaga. Și cu gheoaga, nelipsită gheoaga, pe care a cărat-o până în China. Da, inclusiv da, cu jocul. Să sperăm că va trimite niște gheoage sănătoase cu brațele. Avem așadar consul în lupta cu acest turc. Reprezintă Van, Turcia, 80,9 kg, 1,80 m. A susținut până acum 9 meciuri, 6 victorii, 3 prin knockout și 3 înfrângeri. Reprezintă Asil Fight Club, antrenat de Mehmet Koktaş. El este Omer Punisher Piscin! Campionul la kickboxing al regiunii Marmara. În colțul roșu, adversarul său, Omer, în vârstă de Punisher, 29 de ani din Iași. Are 80,8 kg, 1,80 m înălțime, 42 de meciuri în palmares, 33 încheiate cu victorie, 8 prin knockout și 9 înfrângeri. Reprezintă Scorpions Iași, antrenat de Mihai Constantin. El e Bogdan Ciobănașul Năstase! Arbitru de ring, Cezar Gheorghe. Știi cum e? Spuneai despre acest campion al regiunii Marmara. Să vedem dacă o să fie furtună pe Bosfor în această strâmtoare care desparte Marea Marmara și Marea Neagră. Poate acolo a avut meciul pentru acest titlu turcul. L-am văzut alături de Năstase și pe Florin Lambagiu, din păcate, lupta sa cu Ostrovanu din turneu a picat și meciul cu italianul Ghignon, spunea, nu vine să cred, Ghignon, spunea Rembo.
Începe tare și această luptă dintre ciobărașul Năstase și Omer Pisgin. A fost o directă de stânga bună pentru ciobănașul Năstase. Croșeu de dreapta, încă unul, două lovituri puternice trimise de Năstase. High-kick-ul turcului. Mihai Constantin, ce de la margine, da. Scuză-mă, Vali, ce puternic a lovit la corp turcul. Da, i-a strigat Mihai Constantin de la marginea lui Năstase să nu se arunce, pentru că turcul îl așteaptă cu astfel de lovituri. Din întoarcere a încercat Pisgin. High-kick-ul turcului. Directă de stânga. Low-kick-ul lui Năstase. Da, da, și low-kick-urile lui Pisgin. Lovituri năprazice trimise acolo, însă se și blochează foarte bine cei doi. Le vedem pe Turc lovind foarte bine acum. Da, ce bine, bine, cu croșeul de dreapta Năstase. Da, a fost o lovitură de braț pentru Năstase, care blochează acum lovitura din întoarcerea adversarului. Face pasul înainte Năstase. Bun croșeul de stânga. Se închide Năstase și blochează lovitugile turcului. Da, văzut foarte bine. Low kick-ul pe interior, vine cu aceste low kick-uri și Năstase. Oh, încă un croșeu foarte bine trimis de Năstase. Atenție la uppercut-ul și la combinațiile pe care le încearcă acum luptătorul turc. Da, din întoarcere, lovitură la corp pentru turc. Croșeu de dreapta lui Năstase. Două lovituri bune, da? Da, da. Meci foarte greu pentru ciobănașul Năstase în această seară. Dacă în atac și serie de croșei, a trimis și un uppercut foarte bun acolo Năstase, însă ce captare are acest Omer. Da, și a revenit foarte repede turcul după ce a încasat acele croșee, deci cu brațul stâng al adversarului. Prima repriză dificilă pentru Năstase. Un adversar încurcăreț și foarte greu acest Omer. Nouă lupte are Omer, 6 victorii, 3 knockout-uri pentru el. Eu cred că la amatori are mult mai multe meciuri acest Omer. Îl văd, da, un luptător foarte așezat, da. Exact, un luptător foarte așezat și presupun că acel titlu de campion al regiunii Marmara nu e la profesioniști, este un titlu, da, la amatori, și în astfel de țări, când lupți pentru un titlu la amatori, ai 4, poate 5 meciuri într-o săptămână. Vedem și ofensiva declanșată de ciobănașul Năstase. Rembo, primul finalist al turneului Dynamite Fighting Show. Alături de ciobănașul Năstase, venit hotărât în centrul ringului pentru a regla lucrurile. Momentul adevărului pentru Năstase în fața acestui turc. Are un palmares frumos deja Năstase și el. 42 de lupte, 33 de victorii, 8 knockout-uri reușite, carieră Năstase. Începe! Violent această rundă a treia. S-a adus tare Năstase, dar a fost întâmpinat de câteva lovituri ale adversarului. A cumințit turcul pe Năstase, cel puțin pentru moment. Croșeu de stânga, bun, dreapta lui Năstase în capul adversarului. Turcul rezistă și încearcă să întoarcă cumva lovitura încasată. Mid-kick puternic, încă unul. Low-kick acum. Vine răspunsul lui Năstase. Cum se troșnesc cu aceste low-kick-uri cei doi?
jos, mai jos ăla, mai pice nu. Hai cu Satiri, Strilor Năstase să termină acele low-kick-uri mai în zona genunchiului. Cu siguranță l-a studiat Mihai Constantin, acest jucător din Turcia. Și iată, seie de brațe la cap și a trimis un low-kick în zona genunchiului Năstase. Din nou lovituri bune al Năstase, dar și adversarul său nu reușește, da, câteva lovituri bune. Nu rămâne niciodată dator acest The Punisher, Omer Pijin. Încearcă acum Năstase să-l ducă înspre colțul ringului pe adversar. Acum găsește un uppercut care îi dă capul pe spate acolo lui Omer. Dar Pizgin, da, trei lovituri de picior pentru da. Stânga la cap acum. Are un ritm alert acest Omer Pizgin, nu îl slăbește deloc pe Năstase. Condiție fizică bună pentru luptătorul turc. Dreapta acum bună pentru Năstase. A încercat o lovitură din întoarcere. Da, că am lovit cu antebrațul, da, asta i-a spus Cezar. L-a prins din plin cu acele lovituri pe Omer Pijin. Turcul lui să reziste, este de neclintit. I-a dat un pic ochii peste cap turcului cu acele lovituri, dar Omer Pijin a rămas în picioare. Hai, kick-ul acum al turcului, s-au dezechilibrat cei doi. S-a resetat imediat Pijin după acele lovituri încasate. Low kick jos trimis și a cerut scuze turcul. Bun stânga lui Năstase, însă lovitură mediană de picior care lasă urme acolo pe corpul lui Năstase. Bogdan Năstase se duce în colțul său, la fel și adversarul din Turcia. Ce rund a oferit din nou cei doi. Iată cât de tare a început runda. Da, foarte explosivă această repriză a doua dintre Năstase și Pizgin. Turcul a încasat câteva lovituri nepraznice. Cum acel uppercut care exact. A dat capul pe spate. Dar au fost niște croșei care i-au dat ochii pe spate peste cap turcului și acesta a rezistat. Se scutură și revine în luptă. Exact. Aici, iată lovitura direct în figură, încasată de turc și acesta a rezistat. Poate la acea lovitură 2 din 10 sportivi rezistau și unul e Pizgin care a rezistat. A tras un pic de timp Pizgin, a dus un pic cât a putut această pauză el și antrenorul său. Hai Bogdan, să vedem această ultimă rundă. Iată, flacăr atacul lovește foarte bine pe turc. Din nou croșet de stânga bun pentru Năstase. Încă dreapta acum, adversarul său răspunde și el foarte puternic. A lovit cu un croșet de dreapta și turcul. Hai kick acum pentru Pizgin. Croșeul de dreapta, lovitura preferată a lui Năstase. Trebuie să-și facă efectul în acest final de luptă. Se fac resimțit. Un croșeu de dreapta larg trimis acolo de Năstase, fără sort de izbândă. Și de turc. Exact, câteva lovituri mai mult în aer trimise de Pizgin. De partea cealaltă Năstase l-așteaptă, a fost un genunchi al turcului.
Omer face pasul înapoi, încasează o lovitură mediană de picior. Dreapta bună a lui Năstase. Încă una peste garda adversarului. Coșul de dreapta, încă un coșul de dreapta. Din păcate nu l-a lovit din plin acolo pe, pe Turc. Parcă începe să obosească și Piscin pe acest final de luptă, serie de medium kick-uri trimise acolo de luptător. Turcul încearcă din nou o serie de brațe. Ultimul minut din acest meci cu Năstase, care se aruncă în atac, high kick-ul Turcului. Roșu de stânga pentru Năstase. L-a prins un pic pe Turc. Schimbul de lovituri între cei doi. Năstase lovește un pic în aer. Pizgin din întoarcere. Și-a dat seama că nu... Din nou roșu de stânga, încă unul bun pentru Năstase. I-a întors spatele acolo Turcul. Obosiți cei doi, ne apropiem de finalul luptei, să vedem dacă mai are resurse. Bădea Năstase pentru ultim atac, ofensivă, cu coșeile, stânga, dreapta, din păcate însă, claritatea. S-a aruncat Turcul cu capul înainte. Îl așteaptă acum pe Năstase, încearcă lovitură din întoarcere, se încheie meciul. I-a lipsit clar Virginia lui Năstase pe acest final de meci. El, inimos, a încercat să dea cât a putut pe finalul luptei. Salută publicul care l-a încurajat, Bogdan Năstase. Adversar greu pentru Năstase în această seară. Iată pe Piscin cum a stat la bătaie aici cu Năstase, a ținut privirea înainte, deși era atacat, era asediat. Privirea înainte și ripostă pentru el. Cele sunt acelea, au fost momentele din finalul luptei, le revedem. Cu atacul susținut premiul pentru victorul din acest meci va fi mânat din partea Monster Energy de către domnul Victor Carapcea. Avem un învingător, arbitrii au decis, este o decizie unanimă în favoarea învingătorului din colțul roșu, Bogdan Ciobănașu Năstase. Da, victorie pentru Bogdan Năstase după 3 reprize, este victorie unanimă pentru luptătorul de la Scorpion Siaș. Și a luat și căciula și-a pus-o pe cap. Salută publicul pe coș de ringului. Vreau să-l mulțumesc frumos președinția română cât de mare pentru România noastră. România a câștigat în seara asta contra Bulgaria. Vă iubește Ciobănașu și promit că data viitoare o să muncesc mai mult și o să bat doar turcii care ies în cale! Vă iubește Ciobănașu și promite că o să câștige toate bătăliile cu turcii. 2-0 România-Turcia în gala aniversară Dynamite ediția 20.